Domnule prefect, garda de onoare constituită cu prilejul sărbătoririi zilei veteranilor de război este pregătită pentru începerea ceremonialului. Sunt comandantul gărzii, capitanul Voinet. Ziua veteranilor de război a fost marcată în garnizoana Târgoviștei printr-un ceremonial dedicat memoriei celor care au dus luptele de pe marile câmpuri de bătălie. Veșnica pomenire, veșnica lor pomenire. Șilefă lor, Doamne, veșnică pomenire, veșnica pomenire. La manifestare au participat, alături de veteranii dâmbovițeni, vizibil emoționați, militari din garnizoana Târgoviște, dar și oficialități locale și județene. Carmen Daniela Dan, ministru afacerilor interne cu ocazia Zilei Veteranilor de Război. Din tinerețea dumneavoastră, presărată pe câmpurile de luptă, a răsărit și răsare în permanență pacea, de care se bucură de mai bine de 70 de ani această lume. Chiar dacă războaiele nu au încetat nicio clipă sau amenințe, iar de multe ori chiar să își facă simțită prezența, dar din fericire, dacă se poate spune așa, doar la nivel local și regional. Ziua care vă este consacrată în calendar are și trebuie să aibă rezonanță în conștiințele și inimile noastre. Stimați veterani de război, doamnelor și domnilor invitați! E emoționant pentru mine să mă adresez în cadrul unei ceremonii care onorează oameni de excepție ai României. Am privit întotdeauna cu admirație și smerenie către corpul veteranilor de război, pentru că i-am considerat mereu drept simboluri ale curajului și demnității. Trăirile lor nu se compară cu ale noastre. Contextul în care au luptat este incredibil și viața lor întruchipează cu totul și cu totul alte principii decât ceea ce vedem astăzi în jurul nostru. Ziua de 29 aprilie este un moment în care gândul nostru, plin de recunoștință, trebuie să ajungă la dumneavoastră. Cei care ne sunt alături cu demnitate și cu simțul datoriei împlinite. Ziua veteranilor de război este prilejul cel mai potrivit pentru a cinsti prezența între noi, a foștilor militari și a urmașilor lor, dar și memoria luptătorilor care nu mai sunt printre noi și care, cu prețul vieții, departe de cei dragi, au obținut și au păstrat pentru noi independența națională și demnitatea de români. Îmi exprim recunoștința în fața domniilor lor, a memoriei acestor eroi, pentru care slujirea idealurilor de libertate și independență ale poporului român au reprezentat crezul suprem. Distinși comandați de arme, onorată asistență. Este onorant și emoționant pentru mine să pot vorbi în cadrul unui moment încărcat de istorie și de solemnitate. Sunt clipe în destinul unui popor care îi dezvăluie acestuia caracterul, episoade care pun acel popor față în față cu alegeri decisive. Atunci, în acele clipe, poporul știe că are o identitate, că are rădăcină. Eu cred că cele mai multe astfel de clipe au fost dezvăluite de oameni care au luptat la propriu în dreptul steagului național. Veteranii de război sunt icoane printre oameni simpli. Ei nu vorbesc despre patriotism, ei au dovedit patriotism. Ei nu vorbesc despre jertfă, ei s-au sacrificat printre gloanțe și baionete. Ei nu vorbesc despre dificultăți, pentru că pe obrajii și palmele lor trăiesc faptele.